Vă spun bună seara și în această seară suntem împreună. Vreau să vă spun faptul că, referitor la hipertensiune arterială, este una dintre cele mai mari consumatoare de fonduri dintre toate bolile, atât de la bugetele de asigurări sociale, cât și de la bugetul familiei. După diabetul zaharat și respectiv după cancer, este boala cu cele mai multe complicații. De asemenea, rețineți faptul că este o boală extrem de gravă, cu risc major de letalitate, deci de mortalitate, sau și de invaliditate. Frecvența sa în populație este foarte mare și mai ales în populația de peste 50 de ani. Cum am spus, pe această boală se cheltuie enorm de mulți bani din bugetele familiei. Dar prima veste bună care vă spun în această seară este faptul că de această boală se poate scăpa complet în 99,9% din cazuri. Vom vedea că există și un 0,1% care nu se scapă. Așa? Deci în 99,9% din cazuri putem scăpa de această boală exclusiv prin schimbarea modului de viață și în aproximativ 6 până la 24 de luni. Nu întâmplător, pe diapozitivul pe care dumneavoastră îl observați, am trecut și am făcut o comparație între hipertensiune arterială cu o tornadă. De ce? Să știți că imaginele pe diapozitivele mele nu sunt deloc întâmplătoare. Vreau să vă spun faptul că nu știu dacă există fenomen meteo mai imprevizibil decât tornada. Dacă este în fața ta, nu știi dacă va intra în plin în tine, dacă te ocolește prin dreapta, dacă te ocolește prin stânga, dacă dispare instantaneu și când ai zis că ai scăpat, te lovește fulgerul. Deci, fenomen mai imprevizibil decât tornada nu există, părerea mea. Ei bine, la fel de imprevizibilă pentru sănătate, am putea spune că este tocmai hipertensiunea arterială. Hipertensiunea arterială. Ce este hipertensiunea arterială? Vreau să rețineți doar ceea ce am bifat cu violet. Deci hipertensiunea arterială este o stare de boală și moarte prematură prin afectare de organe ținte, adică artere ale inimii, creier, rinichi sau inimă, ce apare ca urmare a creșterii valorilor tensionale peste 140 cu 90 mm coloană de mercur. Eu aș zice să ne oprim aici, că mai departe sunt termeni medicali de strictă specialitate. Deci, orice valoare tensională care depășește 140 cu 90 mm mercur, la vârste de peste 16, noi zicem 18 ani vârstă, se numește hipertensiune arterială, indiferent dacă persoana are 95 de ani, are 104 ani sau orice vârstă. Deci limită maximă admisă 140 cu 90 mm coloană de mercur. Rețineți dumneavoastră faptul că este cel mai periculos factor de risc cardiovascular. Nu v-am spus în prezentarea de aseară și îmi pare rău pentru acest lucru, dar vă spun în cadrul acestei prezentări, aseară am vorbit despre colesterol și despre valorile sale crescute. Foarte multe persoane când aud cuvântul colesterol se sperie, se îngrozesc și atât. Foarte multe persoane când aud despre hipertensiune arterială se sperie, se îngrozesc și atât. Vreau să facem o pildă între această hipertensiune arterială și o persoană care se așează voit pe calea ferată. La un moment dat, în zare, vine trenul. Persoana rămâne pe calea ferată. Trenul începe să sune. Persoana rămâne pe calea ferată. Trenul se apropie. Persoana rămâne pe calea ferată. Încă mai sunt 50 de metri până la impactul frontal. Persoana rămâne pe calea ferată. Ce înseamnă aceste persoană rămâne pe calea ferată? Pacientul vine la doctor, îl găsește repetat cu valori crescute ale colesterolului, ale fracțiunilor lipidice. Cu repetat, pacientul este găsit cu și informat că are valori prea mari ale tensiunii arteriale.
Dar pacientul nu face absolut nimic pentru schimbarea modului de viață. Iar în acest caz se compară cu o persoană care este pe calea ferată, trenul s-a apropiat în 50 de metri. Ce-i de făcut? Încă se mai poate face ceva. Iar dacă nu se face absolut nimic, impactul frontal este iminent și decesul, cum vom vedea, este de asemenea iminent. Care sunt principalii factori de risc cardiovascular? În primul rând, cum am spus, hipertensiune arterială. În al doilea rând, fumatul. În al treilea rând, valorile fracțiunilor de grăsimi crescute, fie nivelul ridicat al colesterolului, noi spunem colesterolului total, fie acel transportator de colesterol de care am discutat aseară, ca fiind colesterolul rău, care ia colesterolul de la ficat și îl varsă pe vase, sau dacă avem colesterolul bun sau acel transportator care spală vasele și duce colesterolul la ficat, dar acesta are valori scăzute, trigliceridele crescute, depășirea greutății corporale și, nu în ultimul rând, creșterea zahărului din sânge. Ca o mică paranteză, rețineți ca normal și ideal valori ale zahărului din sânge de două cifre, deci sub 100, dar cel mai bine este între 70 și 90. Acesta este zahărul din sânge de nota 10. Acum, hai să vedem niște lucruri foarte interesante despre hipertensiune arterială. Nouă ni se spune la foarte multe congrese și simpozioane medicale că referitor la hipertensiune arterială sau când vorbim de această boală, ne găsim în fața unui triplu paradox. Adică, hipertensiune arterială se poate diagnostica extrem de ușor. Nu trebuie să ai 10 facultăți ca să iei o tensiune, sau mai exact să măsori o tensiune. Un aparat care nu costă un capăt de țară, deci este extrem de ușor de diagnosticat. Este extrem de simplu de tratat. Și culmea, tocmai datorită faptului, nu datorită, în ciuda faptului că arsenalul terapeutic pentru această boală este covârșitor, părerea mea personală este că această boală beneficiază, dacă putem să spunem așa, de cel mai mare arsenal terapeutic care există sau care se poate concepe pentru o anumită boală, vom vedea puțin mai încolo, și în ciuda tuturor acestor paradoxuri, frecvența în populație, deci din totalul populației lumii de 7 miliarde de locuitori, dacă ar fi să-i luăm și pe cei de proaspăt născuți și pe cei care sunt în prag de deces, din totalul populației, rețineți dumneavoastră că un sfert are hipertensiune arterială. Dacă luăm plaja de la 18 la senectute ani, vom vedea că frecvența bolii urcă spre 40%, și acum, dacă luăm plaja de la 60 de ani sau de la 55 de ani în sus, vedem că frecvența zboară peste 80%. Dar, în anumite zone ale planetei, unde alimentația a rămas de secole cât mai simplă și suplimentar oamenii au un program zilnic de mișcare, frecvența bolii este ca și zero. Deci această boală nu atinge iminent, nu avem ce face, suntem predestinați să facem tensiune, nici pe departe. Deci această boală depinde strict de modul nostru de viață în 99,9% din cazuri. Ce este hipertensiunea arterială sau mai exact ce este tensiunea arterială? Reprezintă presiunea cu care circulă sau pe care o dezvoltă inima în vasele de sânge ale noastre. Sau mai exact, în vasele care duc sânge de la inimă în restul corpului, numite artere. Rețineți dumneavoastră că există două sisteme de a măsura tensiunea arterială. Se poate măsura în milimetri mercur, întotdeauna vom avea două valori. Dacă spunem 180 cu 100, practic exprimăm în milimetri mercur
Și aceasta este indicația Organizației Mondiale a Sănătății, dar în zona Moldovei, nu este greșit deloc, se preferă exprimarea de 18 cu 10, deci exprimare în centimetri mercur. De ce sunt două valori? Întotdeauna auzim 12 cu 8, 13 cu 7, 15 cu 6. Ce-i cu aceste două valori? Prima presiune sau prima valoare reprezintă presiunea de contracție a inimii, a doua valoare înseamnă presiunea de relaxare a inimii. Deci 15 cu 8, 16 cu 10. Deci, cum am spus, cel mult 140 cu 90 mm coloană de mercur. Hai să vedem puțin cum apare această boală. Și pentru a vedea cum apare această boală, vreau să vă dau niște repere intuitive, extrem de simple, pentru a reține cum apare boala și reciproc spre finalul prezentării, cum vom face să prevenim sau și să tratăm această boală. În primul rând, avem o pompă, inima, care bate cât mai frecvent. În al doilea rând, avem un tub sau o conductă, vasele noastre de sânge. Dacă vasele noastre de sânge se înfundă cu colesterol, cu homocisteină, cum am văzut aseară, cu acid miristic și cu alte substanțe, calibrul vaselor va scădea și suplimentar tensiunea va crește. Dacă avem de asemenea prea mult conținut în vase, normal că presiunea urcă. Și nu în ultimul rând, există un centru de comandă cerebral sau creierul care poate comanda ca vasele noastre de sânge să se strângă sau inima să bată mai frecvent. Deci, acestea sunt cele, practic, patru mecanisme de bază de apariție a hipertensiunii arterială. Deci, repet, fie puls prea mare sau și vase înfundate sau și creșterea volumului circulant sau și creierul trimite impulsuri spre inimă și vase. Deci așa apare hipertensiunea arterială. Care sunt valorile tensiunii arteriale normale, optime? Care sunt valorile tensiunii arteriale de nota 5, așa cum v-am spus până acum, cel mult 140 cu 90 înseamnă tensiune arterială de nota 5, însă tensiunea arterială optimă, deci cea mai bună, deci de nota 10 și peste, magna cum laude, este tensiunea arterială sub 120 cu 80, foarte mare atenție, dacă este tolerată, adică. Dacă la o persoană tensiunea ajunge să fie 110 cu 80 și persoana în momentul în care se ridică din pat dimineața, începe să se învârtă totul cu ea, sau apar muște volante, sau îi pierde imaginea de pe ecran, sau își pierde echilibru, acea tensiune arterială nu este tolerată. Deci, există persoane, și o să vă dau exemplu chiar pe soția mea, care au valori ale tensiunii arteriale foarte reduse. Ca o mică paranteză, tensiunea arterială la un nou născut este de 80 cu 50 mm coloană de mercur. Soția mea are 80 cu 40 sau 70 cu 30. Tolerată. Deci este o tensiune optimă. Că o să mă moștenească pe mine, asta e altă problemă. Dar vă spun, este o tensiune excelentă. Fiind și tolerată, nu este absolut deloc cazul să fie crescută printr-o anumită metodă. Dar, normal se consideră 120-129 pentru cea mare, cu 80-84, normal înaltă, deja cel mult 140-90. Dar, orice valoare de peste 140-90 înseamnă hipertensiune arterială cu risc tot mai mare sau foarte mare pentru sănătatea noastră a tuturor. Mergem mai departe. Am văzut. Valoarea mare înseamnă
presiunea de contracție, valoarea mică, presiunea de relaxare a inimii. În mod obișnuit, se consideră că dacă am luat ca un, hai să zicem, o formulă de calcul, am face 100 plus vârsta să fie tensiunea arterială maximă și tensiunea arterială maximă la jumătate plus 10 să fie tensiunea arterială minimă, dar, repet, la orice vârstă peste 18 ani, tensiunea nu are voie să depășească maximul de 140/90 mm coloană de mercur. Vreau să vă atrag atenția și asupra unui fapt. Sunt persoane care spun că, domnul doctor, eu am tensiunea cu 200/120. Aia mică e prea mare. Vreau să vă atrag atenția asupra unui fapt. Să presupunem că în această încăpere noi avem niște calorifere. La un anumit moment dat, eu bag presiune de 200 de atmosfere în ele, după care bag presiune de 120 de atmosfere. După părerea dumneavoastră, când există risc mai mare să puște caloriferul? La 200? Eu zic la 120. Oare așa să fie? Deci, care e cea mai periculoasă? Cea mare e cea mai periculoasă. Pentru că asta, fiind cea mai mare, poate să împuște un vas la creier, în ochi sau în alte zone. Vom vedea pe parcursul prezentării. Deci la orice vârstă, tensiunea arterială nu are voie să depășească limita de 140/90 mm coloană de mercur, dar în cazul diabetului zaharat, baremul este și mai jos, 130/80. Iar dacă persoana diabetică are alterat filtrul renal, deci rinichii au început să cedeze, practic baremul devine și mai jos și apare sub 125/80. Vreau să vă spun și faptul că pe parcursul unei zile există anumite oscilații, noi le spunem oscilații diurne, ale tensiunii arteriale. Caz concret. Mă scol dimineața, relaxat, după ce am dormit bine noaptea și am o anumită valoare de tensiune. Însă, după ce am dormit eu foarte bine așa, constat că eu nu m-am trezit ca să sună ceasul. Intru în panică pentru că la ora trebuia să fiu la serviciu. Automat am un mic salt tensional. Ajung la serviciu după ce am întârziat și după ce am alergat după autobuz sau el după mine și numai bine să ia șeful de mine că am întârziat. Mai am un salt tensional, dar niciodată salturile acestea tensionale nu vor fi mai mari de 2, 3, cu totul și cu totul excepțional 4, dar rețineți 2, 3 centimetri mercur. Dacă îmi vine însă cineva la cabinet cu tensiune de 180/100, apoi eu sunt convins, nu știu dacă e convinsă și persoana în cauză, că acea persoană de dimineață n-a plecat de la 120/80. Deci, există într-adevăr oscilații diurne ale tensiunii arteriale. În funcție de starea psihică, chiar meteorosensibile, diverse alte stări, dar niciodată oscilații mai mari de 2-3 cm mercur. Există și situația întâlnită la aproximativ tot al cincilea pacient și chiar așa se numește hipertensiune arterială de halat alb. Adică, ce înseamnă asta? Pacientul, când a venit la doctor, nu știu cum s-a uitat doctorul la el, că a băgat groaza în el și automat i-a zburat tensiunea. Asta e. Și atunci, se numește hipertensiune de halat alb. Ei bine, astfel de persoane trebuie monitorizate atent. De obicei, aceste persoane nu au tensiune. Dar, când a văzut doctorul, s-au speriat, au intrat în panică și au zburat tensiunea. Totuși, s-a constatat că și aceste persoane care fac hipertensiune arterială de halat alb, de obicei în 5, cu totul excepțional în 7 ani, vor dezvolta hipertensiune arterială veritabilă. Deci chiar și aceste persoane, atenție mare, este un semnal că aici nu va fi în regulă. Mergem mai departe. Vreau să rețineți următorul lucru. Îmi cer scuze pentru exprimarea mea, n-am găsit alta mai bună. Vreau să vă spun faptul că hipertensiunea arterială, după părerea mea, este cea mai parșivă dintre toate bolile cunoscute. De ce? Poate să crească la valori chiar astronomice
fără ca să dea nici un fel de simptom. Iar primul simptom, nu pot să spun că e din fericire, primul simptom poate fi o paralizie, poate fi coma sau poate fi decesul. Deci poate să crească de la 140 cu 90, pacientul simțindu-se impecabil, poate să crească la 300 cu 180, fără nici cel mai mic simptom. Dar nu uitați că în organismul nostru avem trei teritorii vasculare cu vase extrem, extrem de subțiri. În nas, în ochi și pe creier. Dacă puși cu un vas în nas, pacientul se sperie, dar nu se sperie, se îngrozește. Relatează și supraevaluează drastic pierderea de sânge, o mică paranteză. Am întâlnit o persoană, chiar a fost dată la televizor, când i-a pușcat un vas de sânge în nas, a fost dusă, era vorba despre un băiat de vreo 18 ani, a fost dus de coleg cu salvarea la spital și era profund indignat că, virgulă, colegului a pierdut vreo 6 litri de sânge și nimeni nu s-a uitat la el. Vreau să vă spun că fiecare dintre noi din această sală avem sânge în corp aproximativ 8% din greutatea corporală. Deci eu la 72 de kilograme am ceva mai mult de 5,6 litri de sânge. Dacă acea persoană a venit pe picioare și încă putea protesta că nu s-a uitat nimeni la el, vă spun că n-a pierdut 6 litri de sânge. Într-adevăr, poate sângele pe care l-a pierdut s-a răspândit pe vreo 6 metri pătrați. Cu asta sunt de acord. Dar 6 litri de sânge n-a pierdut. Deci nu uitați acest aspect. Deci întotdeauna o persoană când începe să curgă sânge din nas, se sperie, intră în panică, e bine că se sperie, e bine că intră în panică, dar trebuie să mai și facă ceva. De regulă se rămâne la nivelul acesta. Însă, dacă pușcă un vas în ochi, întotdeauna este vorba de orbire irreversibilă, iar dacă pușcă un vas la creier, întotdeauna se ajunge în comă, rar se revine din comă, întotdeauna se lasă cu paralizii, dacă se poate numi caz fericit. Dar sunt foarte numeroase cazurile când după explozia unui vas la creier, decesul este asigurat. Măsurarea corectă a tensiunii arteriale. Fiți foarte atenți. Există peste tot, în toată lumea, mai ales nemedicală, puzderie de aparate de măsurat tensiune. Vreau să vă atrag atenția foarte serios. Tensiunea arterială, prin definiția pe care o dată Organizația Mondială a Sănătății, se măsoară doar la nivelul brațului și nu la nivelul acesta. Deci la nivelul brațului se măsoară tensiunea arterială. Dacă aveți aparate care sunt aparate miraculoase, electronice, remarcabile și vă măsoară în altă parte tensiunea, sfatul meu personal este să le aruncați. Deci, tensiunea arterială, repet, prin definiția dată de Organizația Mondială a Sănătății, aici se măsoară. Sunt situații cu totul și cu totul special, așa altfel. Tensiunea arterială, corect, se măsoară și la un braț și la celălalt. Dacă există diferențe de tensiune mai mari de 2 cm mercur sau 20 mm mercur, se ia întotdeauna valoarea cea mai mare. Sunt situații, personal, am luat tensiunea de vreo 5 ori, există situații absolut necesare când se ia tensiunea și la picior. Se ia în spatele genunchiului, noi spunem în zona sau regiunea popliteie. Sunt cazuri foarte rare, sunt anumite boli care determină tensiunea arterială mai mică în picioare decât în brațe. Coartația de aortă și mai sunt și alte boli. Deci rețineți, tensiunea arterială se măsoară la nivelul brațului. Încă o problemă. Există tot felul de aparate care mai măsurătoare de tensiune. Există aparatele cu coloană de mercur. Sunt cele mai sigure și cele mai bune.
Există aparate, noi spunem, aneroide sau cu aer. Au pompița și au un sistem de conducere a aerului. Sunt aparate foarte bune. Și foarte interesant, există aparatele electronice care dau cele mai multe erori. Dacă, de regulă, bateria e prea bună, arată peste, dacă bateria e la capătul zilelor, în cazul ăsta pot fi probleme. Dar mai țineți în minte un lucru foarte important. Orice aparat de măsurat tensiunea trebuie obligatoriu verificat metrologic, măcar o dată pe an. Dacă un medic de familie sau în spital un aparat de tensiune nu este verificat metrologic, medicul de familie respectiv vede o amendă de, o să țină minte. Deci, caz concret, în fața mea am un ceas. Ceasul meu este mecanic, este un ceas foarte bun, primit cadou de la o persoană la care țin foarte mult în Bacău, și ceasul acesta eu îl las să meargă de capul lui. Și o să ajungă să arate cu o oră în urmă, dacă e ora de iarnă, sau cu o oră după, dacă ora e de vară, sau invers, și o să meargă de capul lui. Dar eu o să mă laud că ce ceas bun am eu. Nu! Eu și acest ceas va trebui să-l pun după ceasul sau ora exactă a României. Deci dacă nu verificați metrologic măcar o dată pe an un aparat de tensiune, nu-l mai folosiți. Doi la mână. Refuzul metrologiei de a verifica un aparat de tensiune înseamnă că acel aparat este nesigur și recomandarea nu a mea, ci a lor, este să-l aruncați. Deci, atenție mare, am aparat de tensiune, de câți ani? De vreo 10 ani. Și iau tensiunea la toată strada sau la tot blocul. Super, l-ai verificat metrologul. Poftim. Ce? Cum ce? L-ai verificat metrologul. N-am știut. Păi ar fi bine să știi. Deci, aparatul de tensiune se verifică metrologic. Foarte mare atenție la acest aspect. Este foarte, foarte periculoasă. O hipertensiune arterială foarte, foarte periculoasă pentru vasele de sânge. Că după aia mai discutăm o variantă. Pentru vasele de sânge, o tensiune arterială cu diferențiala foarte, foarte mare. De genul, un 200 cu 80 este mult mai periculos decât un 200 cu 140. De ce? Pentru că forțele de forfecare la nivelul arterelor sunt enorme. Gândiți-vă dumneavoastră un hârș, 200 cădere de tensiune, din nou 200 cădere de tensiune, lovitură după lovitură după lovitură de măcar 60 de ori pe fiecare minut în vasele de sânge cu presiune de 200 și o rașchetare continuă pe aceste vase. Deci este teribil de periculoasă, cu efecte drastice pe vasele de sânge, pe vasele din creier și asupra inimii. În momentul în care avem o tensiune, se numește tasată, de genul 150 cu 130, aceasta este mai puțin periculoasă pentru vasele de sânge în general, dar această tensiune tasată ne poate atrage foarte serios atenția asupra unei stenoze, sau mai exact unei înfundări a arterelor renale. În momentul în care avem o tensiune arterială cu diferențiala foarte, foarte, foarte mare, să știți că procesul de ateroscleroză sau de înfundare a vaselor este drastic grăbit. Care sunt cauzele apariției acestei boli? Foarte multe persoane, printre care și eu, m-am amăgit mai bine de 10 ani. Păi dacă bunicii mei au avut tensiune, părinții mei amândoi au avut tensiune, păi și eu am tensiune. Tensiunea se moștenește. Nu e așa? Nu e așa. Se spune foarte plastic că genetica încarcă arma, iar modul de viață apasă pe trăgaci. Vreau să vă spun că până în urmă cu 19 ani, v-am mai povestit, o să vă repet acest lucru, cu referire la persoana mea și nu la altcineva, am fost numai bun de tăiat de Crăciun. Consumam de 3 ori pe zi carne de porc. Și pe lângă aceasta, încă jumătate de kilogram de parizer tot de porc pe zi.
ajungând ca în 1991 să am constant, continuu, persistent, valori ale tensiunii arteriale chiar de 180 cu 120. Deci la vârstă de 23 de ani astfel de valori tensionale. Bineînțeles, dar se moștenește, așa ar fi zis oricine. Primul lucru pe care l-am făcut a fost să scad în greutate. Mi-am normalizat greutatea corporală. Din 180 cu 120, tensiunea a venit ceva mai jos la 160 cu 100. Din 1992 am renunțat complet la consumul de carne. Din 160 cu 100 am mai scăzut puțin pe la 150 cu 90. Iar pe 15 decembrie, țin minte și acum data, 2000, am zis, hai să vedem care pe care. Hai să te vedem cât de bățoasă te ții. Am suspendat orice produs de origine animală. E, hai să te văd. În 4 luni tensiunea a picat în 110 cu 60 și acolo am cremenit. Deci tensiunea se moștenește, nu-i așa? Nu. Așa este că se moștenește un mod de viață. Greșit, eronat, persistent, perpetuat pe parcursul unor generații. Am consiliat și consiliez în continuare persoane pentru diverse afecțiuni, printre care și hipertensiunea arterială. Și vreau să vă spun, cum v-am spus încă de la început, în 6 luni de regulă, dar sunt situații când și mai repede, dar cu totul și cu totul excepțional în 24 de luni, dacă suspendăm orice aliment de origine animală, tensiunea, cât a fi ea de bățoasă, nu mai rezistă. Asta, repet, în 99,9% din cazuri. Există o situație, vom discuta pe parcursul prezentării din această seară, care pot să mănânc, pot să nu mănânc carne, pot să mănânc lactate sau sare cu pumnul sau fără pumn, acea tensiune este cu totul specială. Vom discuta puțin mai încolo. Revin la cauzele hipertensiunii arteriale. Deci, genetic, povești. Depunerile de colesterol, acid miristic și homocisteină pe vasele de sânge printr-o alimentație nesănătoasă. Persoanele care au fost aseară știu deja și sunt familiarizate cu aceste substanțe. Revin și repet câteva minute pentru persoanele care sunt pentru prima oară în această sală. Ei bine, recordmeni în colesterol sunt toate organele animale, creier, rinichi, ficat, piele, plămâni, etc. Acidul miristic este o substanță de 2 până la 4 ori mai periculoasă decât colesterolul și capac la toate este cel mai puternic factor cunoscut de creșterea colesterolului. Acid miristic există în nuca de cocos, există în avocado, există în unt, untură, seu și margarine. Deci, aceste alimente conțin acid miristic, o substanță mult mai periculoasă decât colesterol. Și tot aseară am spus că există o substanță care nu se găsește în niciun aliment, dar se formează în corpurile noastre dacă noi avem anumite obiceiuri nesănătoase de viețuire. Și am spus aseară și o repet acum, dacă consumăm cereale decorticate sau faimoasa pâine albă, sau și consumăm cafea, sau și fumăm, sau și folosim creștere sau stimulare ilicită a creșterii musculare, facem culturism, vrei să arătăm de revistă, o să arătăm de revistă, dar venele acelea și arterele acelea mari, alea nu sunt de revistă, alea sunt înfundate, dragii mei. Alea sunt un dezastru pentru sănătate. Și nu în ultimul rând, sau și, uzul nerațional al anticoncepționalilor orale. Deci acești factori generează principala substanță înfundător de vase de 9 până la 11 ori mai periculoasă decât colesterol. Am discutat tot aseară că există anumite fracțiuni lipidice care ar fi bine să le determinăm, LDL colesterolul sau colesterolul rău care trebuie să nu depășească 100 mg per 100 ml sânge, HDL colesterolul sau colesterolul bun peste 40 trebuie să fie peste 50 la femei, peste 40 la bărbați,
Colesterolul total, am zis că norma europeană actuală este între 155 și 175 și trigliceridele sau grăsimile sanguine ar fi bine să nu treacă de 150, dar deja sunt semnale că ar trebui reconsiderată valoarea și să spunem peste 133. Cu altă ocazie vom detalia. Stresul. Cine poate să scape de stres? Vă spun că nici subsemnatul și cât mă vedeți dumneavoastră de stăpân pe mine, totuși sunt stresat pentru că trebuie să vorbesc cu unei săli mai mari sau mai mici cu ocazia unor prezentări de sănătate. De stresul crește frecvența cardiacă, reduce diametrul vaselor de sânge și descarcă din glandele de deasupra rinichilor doi hormoni, dintre care unul se numește hormonul îmbătrânirii sau adrenalina. Al doilea este cortizolul, care scade apărarea corpului și spoliază oasele de calciu. Acum, hai să vorbim puțin mai mult despre sarea de bucătărie. V-am spus încă de aseară că vă voi da sau voi încerca din răsputeri să vă dau informație de nota 10. Hai să epuizăm în această seară problematica legată de sarea de bucătărie. V-am spus încă de aseară că în toate alimentele noastre pe care le consumăm există sare. Deci, repet, în toate alimentele noastre există sare. Însă, în alimentele de origine animală găsim sare în cantitate foarte, foarte mare, în vreme ce în alimentele de origine vegetală găsim sare foarte puțină. Vom discuta exact cât în seara a cincea. Însă, vreau să vă spun de pe acum că există totuși două alimente de origine vegetală, mă refer la ciuperci și mă refer la tomate, care conțin ele însele sare destul de multă. Ce face sarea de bucătărie? Dar înainte de asta vreau să vă spun că dacă în toate alimentele pe care noi le consumăm nu am găsit absolut deloc sare, dar am văzut că există, ar trebui să consumăm în fiecare zi cel mult echivalentul cât cuprindem între 3 degete sare. Deci 2,5 cu totul excepțional 3 grame. Deci aceasta este cel mult. Există sarea vizibilă pe care o adăugăm noi alimentelor. Există sarea invizibilă care este conținută în anumite alimente. Și în special produsele lactate sunt surse majore de sare. Ei bine, vreau să vă dau o pildă care a zguduit chiar lumea medicală când s-a descoperit acest fapt. Știm cu toții că în secolul XVI, mai ales în secolul XVII, dar și în secolul XVIII, negrii sau cetățeni de culoare au fost luați în special din Africa de sud-vest și au fost duși pe plantațiile în special de trestie de zahăr, dar și de bumbac, în cele două Americi. Și datorită faptului, s-a spus atunci și mi s-a spus chiar și nouă nemedicilor, s-a văzut că după un an, doi, trei, cel mult, negrii decedau în masă. Și s-a spus că, într-adevăr, erau niște condiții inumane de supraviețuire, așa este. Ei munceau chiar și 20 de ore pe zi, așa este. Dar totuși nu se justifica această durată extrem de scăzută de supraviețuire. Și atunci s-au căutat alte cauze și s-a găsit cu surprindere următorul lucru. Negrii în Africa vestică, s-a constatat că sarea în țara lor, în special în Angola, de acolo au fost luați negri și duși pe plantații, sarea era foarte, foarte, foarte rară. Fiind foarte rară, a fost folosită pe parcursul a generații ca și monedă de schimb. Și fiind folosită ca monedă de schimb, vă dați seama că negrii nu prea își permiteau să mănânce monedă de schimb. Logic. E, vanilia, ani de zile, a fost folosită de pildă în Africa sau țările Asiei ca și monedă de schimb. Cine își permitea să mănânce moneda de schimb? Își permiteau persoane cu putere financiară. Însă, negrii
au fost duși în Brazilia, au fost duși în Mexic, au fost duși în Statele Unite ale Americii. Sare cât la români. Mâncau cu pomnul, puneau și la negri, tot cu pomnul. Numai că organismul negrilor a fost obișnuit genetic pe parcursul a nu știu câte generații, ca în momentul în care prinde un pic de sare, s-o rețină în disperare că nu știe dacă mai apucă. Însă negrii, ajungând în SUA și în țări unde se punea, slavă Domnului, sare, în acest moment tensiunea arterială a zburat, de nu-i adevărat, au făcut accidente vasculare cerebrale și au murit pe capete negri. Chiar și astăzi, la persoanele de culoare, dacă se inițiază tratament de scădere a tensiunii arteriale, mă refer la tratament medicamentos, merge excepțional, în primul rând, tratamentul diuretic, adică tratamentul care scoate sare și apă din vasele de sânge. Ce se întâmplă cu sarea de bucătărie? Sarea de bucătărie, dacă noi depășim acest cel mult 2,5-3 grame, dar vă spun că sunt situații majoritare când se depășesc 5, 10, 15 sau chiar 20 de grame de sare consumate pe zi, deci astea sunt reguli, excepții monumentale sunt cele care se ajunge numai la 2,5-3. E, în momentul în care se depășește această cantitate de sare, sarea, sau mai exact sodiu din clorura de sodiu, se fixează în peretele intern al vaselor de sânge, fiecare atom de sodiu se înconjoară din punct de vedere chimic cu 8 până la 12 molecule de apă și ajunge să umfle vasele spre înăuntru. Când umflă vasele spre înăuntru, tensiunea arterială începe să crească și crește cu atât mai mult cu cât noi adăugăm mai multă sare alimentară. Dacă tot am ajuns la capitolul sării, chiar subsemnatul a compus un catren valabil pentru frumoasele noastre doamne care ne fac viața frumoasă și care tentează să ne pună prea multă sare în alimente. Și personal spun următorul lucru. De vrei să fii sănătoasă, să n-ai solniță pe masă. Deci rețineți acest aspect de a nu adăuga sau de a adăuga cât mai puțină sare alimentară. Nu știu dacă am dat această pildă, o să vă dau acum. În urmă cu fix o lună, mă găseam la Ocna Mureș, la o familie deosebită, care m-a primit, m-a ocrotit, m-a înfiat pentru o perioadă de 12 zile. Doamna avea tensiunea persistent 150/80, domnul 140/90. Deci domnul era pe mustață. Și le-am zis, dragii mei, ce-ar fi dacă ați adăuga cât mai puțină sare cu putință sau deloc alimentelor? Că și aici, ca și la colesterol, niciodată nu va fi prea puțină sare. Niciodată. Întotdeauna există șansa de a fi prea mult. Deci le-am spus, ce-ar fi dacă am simțit și noi gustul alimentelor? Roșia are un anumit gust. De ce să mănânc eu sărat? Castravetele. Dumnezeu l-a lăsat cu un anumit gust. Eu trebuie să-l fac acru. Deci hai să-l facem să gustăm gustul pe care Dumnezeu l-a lăsat. Oamenii au înțeles. Și au ajuns să pună foarte puțină sare în mâncarea gătită, iar în salate sau așa ceva nu adăugau deloc sare. Surpriză. Pentru mine n-a fost surpriză, pentru ei a fost surpriză. La terminarea seriilor de prezentare, le-am luat din nou tensiunea arterială. Ea, repet, de la 150/80 a picat în 130/70 după 12 zile. El însă a picat din 140/90 în 110/60 în 12 zile. Răspuns, se poate, dragii mei. A, că subsemnatul făcea ghilimele nazuri la masă și mânca doar anumite alimente, care, cum am văzut aseară, legume, leguminoase, fructe, cereale, semințe și gata, asta e partea a doua. Și că pe chestia asta au mâncat și gazdele la fel, asta e partea a treia. Dar nu spre răul lor.
Și amândouă, adică aceste persoane, dragi mie, au văzut pe proprie piele ce înseamnă ca tensiunea arterială nemedicamentos să poată fi controlată și încă urgent. Dacă tot am ajuns la sala de bucătărie, vreau să vă mai spun încă ceva foarte important. Există în România un obicei catastrofal și o spun în cunoștință de cauză și asum toate riscurile. Obicei catastrofal numit iodarea sării de bucătărie. Într-adevăr, în România există vreo 20 de județe în care iodul și sursa principală de iod se consideră a fi apa de băut, iodul este puțin cam scăzut. Și din acest punct de vedere, s-a considerat necesar ca sarea noastră să fie iodată. Atenție foarte mare! Într-adevăr, este nevoie de iod. Ca o mică paranteză, recordmenul în iod se numește usturoiul. Puteți să-l fierbeți, puteți să dați cu bomba atomică, că iodul tot iod rămâne. Deci, nu-l tolerați usturoiul la stomac, pur și simplu, sau se face un gol în jurul dumneavoastră dacă stați pe scaun, datorită emanațiilor de usturoi, în cazul ăsta îl fierbeți, iar usturoiul tot iod va avea în cap să stăm. Bun. O sursă iar foarte puternică sau bună de iod se numește nuca. Nuca, nu nuca de cocos. Și de asemenea cerele integrale. Însă, în momentul în care eu ca doctor sau ca farmacist doresc să aduc în corpul pacientului o anumită substanță, eu trebuie să am grijă și de forma pe care o dau acelei substanțe. Hai să vă dau o pildă și după aia revin la sare. În momentul în care, să zicem, o persoană are deficit de calciu, vom discuta mâine seară, eu îi dau acestei persoane să consume oxalat de calciu. Este o formă a calciului. I-am ras rinichii. Deci va trebui să găsesc o formă de calciu care să nu-i provoace daune în corp, ci din contră să fie optimă și pentru absorpție, dar și pentru celelalte organe. Ei bine, dacă s-ar fi adăugat, atenție, iodură de sodiu sau iodură de potasiu, eu felicitam Ministerul Sănătății. Însă, în loc de kappa iod, iodură de potasiu, sau natriu iod, formulă chimică, iodură de sodiu, s-a adăugat cu totul altceva. S-a adăugat iodat de sodiu, natriu iod O3, și iodat de potasiu, kappa iod O3. Orice substanță care conține radicalul O3 înseamnă că este o substanță puternic oxidantă. Întotdeauna când auziți cuvântul puternic oxidant, primul lucru, după aia vă mai gândiți și la altceva, aceasta este o substanță puternic cancerigenă. Deci, sfat personal, cum am făcut și subsemnatul, ori mergeți la o salină, luați dita mai bulgărele și îl puneți pe masă și dați cu ciocanul și consumați cât mai puțină sare și o să vă ajungă bulgărele ani de zile, sau a doua variantă, pe parcursul toamnei se mai vând în supermarketuri cu avizul Ministerului Sănătății, sare pentru murături. Că dacă le punem la murături sare iodată, le-am nenorocit. Că nici murăturile nu sunt sănătoase, asta e partea a doua. Dar eu vă spun cum trebuie să fie consumată sarea. Deci, dacă vrem să nu avem probleme deloc cu iodul, eu vă recomand chiar sarea marină, dar neiodată, și de asemenea, consumul de usturoi, consumul de ceapă, consumul de praz și chiar consumul de nuci. Conține iod sau conțin toate acestea iod de nu-i adevărat. Deci, adevărat. Alcoolul consumat zilnic. Organizația Mondială a Sănătății, deci nu Călin Mărginean, spune că, ca o definiție, fiți foarte atenți, alcoolism cronic înseamnă consumul unui pahar de băutură alcoolică pe zi. Și se oprește. Eu m-aș fi așteptat să fi zis Organizația Mondială a Sănătății. Consumul unui pahar sau așa de mare și de un anumit tip de băutură alcoolică. Nu. Organizația Mondială a Sănătății spune consumul unui pahar de băutură alcoolică pe zi.
Păi, dragii mei, dar eu beau, nu beau, da? Dau un exemplu. Eu beau alcool cu măsură. Seara la masă beau și eu un pahar de vin, ca tot omul, ca să mă scuz. Nu, nu, ăsta este alcoolism cronic. Iar în 3, maxim 5 ani, tensiunea unei astfel de persoane va zbura. Suplimentar, hipertensiune arterială, diabetul zaharat, dar și alcoolismul cronic, mai au o proprietate unică toate aceste lucruri. Dilată inima și o fac ineficientă. Suplimentar, nu știu câți dintre dumneavoastră știu acest lucru, consumul zilnic de alcool are particularitatea de a transforma fibrele musculare, atât cele scheletice, cât mai ales cele ale inimii, în grăsime. Iar inima va ajunge, vă dați seama, cum să te contracți cu grăsime? Te contracți dacă ai mușchi, dar dacă ai grăsime, nasol momentul. Deci, atenție mare la consumul de alcool. Mai departe. Obezitatea și supraponderea. Niciodată n-am știut cum e corect. Suprapondere sau supraponderalitate. Luați-o ca suprapondere. În momentul în care o persoană își depășește greutatea corporală, cu cât mai mult, cu atât mai rău, dar în momentul în care și-a depășit greutatea corporală cu 20%, a făcut obezitate, gradul 1. Cu 40% obezitate, gradul 2. Cu peste 40% obezitate, gradul 3. Iar cu peste 100% obezitate monstruoasă sau morbidă. Fiecare kilogram în greutate determină creștere de tensiune arterială. Fumatul. Fumatul are niște proprietăți remarcabile în creșterea tensiunii arteriale și în agresiunea sa asupra vaselor de sânge. În ce sens? Fumatul creează un soi de pâclă extrem de aderentă pe vasele noastre de sânge, suplimentar strânge vasele noastre de sânge, deci dă vazoconstricție, și pe chestia asta urcă tensiunea. Iar dacă avem un mordant extrem de lipicios prin nicotină, practic orice grăsime întâlnită în vasele de sânge se va lipi de vasele de sânge, înfundându-le. V-am spus încă de aseară că am o stimă deosebită pentru persoanele care fumează. Aceste persoane sunt persoane pline de bani, dacă își permit să li ardă, înseamnă că au prea mulți. Și de asemenea, că întotdeauna am grijă să spun persoanelor care fumează, cu tot respectul cuvenit, că, stimate domn sau stimată doamnă, așa-i că nu vrei copiii să-ți vezi crescând, așa-i că vrei ca, virgulă, copiii matale să-i vezi orfani sau pe stradă, așa-i că nu vrei să te bucuri de nepoții matale și pentru asta să mai cheltui și bani la greu. Dintr-o dată persoana cască ochii mari și începe să-și pună probleme foarte serioase. Mai departe, hipertrofia ventriculară stângă, ce înseamnă aceasta? Noi, doctorii, mai avem în anumite situații exprimări extrem de ciudate. Spunem inima dreaptă și inima stângă, ca și când am avea vreo două inimi. Dar referirea este la partea stângă, respectiv partea dreaptă a inimii. Însă, în momentul în care, subsemnatul, pe bune, am făcut sală de forță în perioada 2000-2003 și văzând cum colegii mei ridică și împing la piept greutăți de 3 cifre, deci peste 100 de kilograme, păi stai puțin, eu cu ce-s mai slab decât ăștia? Eu, vegetarian, nu știu ce, stai tată, că mă puc și eu te împins. Și am împins, și am împins, și am împins, până am ajuns în 2003, pe 23 septembrie, țin minte și acum data, să împing 150 de kilograme forță la piept. O dată, de 10. Însă, mi-a făcut o electrocardiogramă. Și când am făcut electrocardiograma, mi-a picat fața. Inima lui Călin Mărgineanu a fost prevăzută pentru Călin Mărgineanu. Nu a fost prevăzută pentru un taur. Și atunci, inima lui Călin Mărgineanu, dintr-un indice cel mult de dezvoltare cardiacă, care trebuia să fie de 35 de milimetri, la mine a ajuns la 44. Iar un an de zile n-am mai făcut aproape deloc niciun fel de mișcare. Slavă Domnului că inima și-a revenit la dimensiunile normale,
De asta se întâmplă fioros de rar, slavă Domnului că am fost printre aceste persoane, și am rezolvat problema. Dar vreau să vă spun că, fiind vegetarian total, făcând exercițiu fizic, dar nerațional și intempestiv, doctor fiind, mi-am dezvoltat partea stângă a inimii și partea stângă a inimii a determinat, m-a făcut să am chiar valori ale tensiunii arteriale mărite. Și am ajuns să am persistent 140 sau 150. Și nu înțelegeam fenomenul. Când mi-am făcut electrocardiograma, am găsit cauza. Trasul de fiare intempestiv mi-a dezvoltat partea stângă a inimii, practic cămăruța de jos stânga sau ventriculul stâng, și m-a determinat să pățesc acest lucru. Slavă Domnului că s-a rezolvat. În sarcină există o serie de femei, mai exact 6% demonstrat statistic, care fac hipertensiune arterială de sarcină. De asemenea, în sarcină, sau mai exact după sarcină, aceleași femei pot să facă niște depresii cumplite post-sarcină. Dragilor, dacă vreți ca nu cumva să faceți hipertensiune de sarcină, dacă vreți să nu aveți probleme cu lactația, dacă vreți să nu aveți probleme cu depresia de după sarcină, la revedere uleiuri, floarea soarelui, dovleac, semințe de, cum le cheamă pe alea, susan, palmier și de astea, consumați exclusiv ulei de măsline, la gătit, și ca medicament folosiți miraculosul ulei de in alimentar, o lingură pe zi. Dar stați cu ochii pe cântar. Pentru că, vă spun de pe acum, dacă castravetele murat are 9 calorii per 100 de gram produs, fiind cel mai jos din nivelul caloric dintre toate alimentele, uleiurile de orice fel, fie că o fi de floarea soarelui, fie că o fi de in, fie că o fi de măsline, fie că o fi de orice, sunt vârful vârfului nivelului caloric. 930 de calorii pe 100. Deci, repet, mare grijă la o femeie însărcinată la numărul de kilograme care îl va pune și în sarcină. A fost un exemplu ultramediatizat, poate l-ați văzut și dumneavoastră la televizor, o doamnă din Craiova, care a plecat în sarcină cu 140 de kilograme și a terminat sarcina cu 240 de kilograme. Deci pe parcursul a 9 luni a luat 100 de kilograme. Când am auzit, mi-a picat față. Se poate. Foarte multă lume spune, în sarcină să mănânci ca pentru doi. Așa este, dublu ajuns. Deci, în sarcină, dacă persoana este normoponderală, trebuie să ia cu totul și cu totul excepțional 12 kg, dar preferabil este să ia doar 9. Dar dacă persoana și așa era obez 3, putea să ia cu totul excepțional 9 kg, dar preferabil 5. Ei, lasă, că doamna a avut grijă. Problema e. Mergem mai departe. Sunt anumite cauze endocrine de hipertensiune arterială. Mă refer la diabet zaharat, hipertiroidie. Dacă glanda de deasupra rinichilor ajunge să producă prea mulți hormoni sau boala Cushing. Ei bine, există o boală, se numește feocromocitom, o boală care constă într-o tumoră canceroasă de glandă suprarenală care descarcă pulsuri periodice de adrenalină. Aceasta era boala de care v-am spus că nu poate fi influențată de alimentație, în niciun fel, ci trebuie intervenit chirurgical sau, sau și medicamentos prompt. Ei bine, pot exista pulsuri de descărcare de adrenalină și o persoană care are această boală, din 120 cu 80, în următoarele minute poate să zboare în 240 cu 120. Dar această boală este fioros de rară, undeva la 2-3% de mii de locuitori. Și aproape sigur, în această sală nu există nicio astfel de persoană. E bine de știut că există și această boală. Vreau să mai spun ceva foarte interesant.
Există în corpul nostru un organ, noi spunem un organ, de fapt sunt doi, un organ care în termen medical se numește rini, sau conceptul respectiv, conceptul rinichiul, organ egoist. De ce? În repaus, creierul primește aproximativ 35% din debitul cardiac de repaus. Vorba aia, cine împarte, parte își face. Inima își autofurnizează 30% din debitul cardiac, tot de repaus, iar rinichii lor le dă aproximativ 20-25% din debitul cardiac repaus. Deci 35 cu 30 și cu 25 înseamnă 90% sunt direcționați din debitul cardiac de repaus strict pentru 3 sau 4 organe. Gândiți-vă la acest aspect. Pe chestia asta, rinichilor li s-a acordat, sau mai exact Dumnezeu i-a făcut așa, le-a făcut câte o arteră pe dreapta, câte o arteră pe stânga, foarte, foarte groasă, ca să primească sânge cu duium. Însă, pe parcursul vieții, datorită unor obiceiuri nesănătoase de viață, începe să apară procesul aterosclerotic, sau mai exact, înfundarea vaselor de sânge. Cum v-am spus și aseară, se înfundă și vasele de la degetul meu mare, de la mâna dreaptă, se înfundă și vasele de la rinichi. Însă rinichiul știe un singur lucru. Eu vreau sânge. Bă, cum poate să vrea sânge, că vasul s-a strâmtat? Descarcă o substanță în circulație, se numește renină, care acționează asupra unui complex enzimatic și generează o altă substanță, pe cine interesează, angiotensină 2 se numește, care zboară tensiunea în toate teritoriile vasculare. Deși vasul s-a strâmtat crescând presiunea, el are sânge cât vrea. Dar presiunea crescută, cerc vicios, lipește grăsimi și colesterol de vasele de sânge. Vasul se strâmtează și mai mult. Rinichiul știe un singur lucru. Eu vreau sânge. Ce problemă? Descarcă și mai multă renină. Tensiunea zboară în 200 sau peste. Ce problemă? Vasele se înfundă și mai zdravăn până când s-a pus dop. Și când s-a pus dop, rinichiul respectiv a ieșit din us. Deci, mare atenție la rinichi, că acesta poate să ne dea probleme foarte, foarte serioase. Mergem mai departe. Revin cu ceea ce v-am spus până acum. Hipertensiunea arterială este una dintre cele mai parșive boli cu putință. De ce? În 80%, unii zic chiar și mai mult din cazuri, poate evolua fără nici un simptom. Rar și nespecific, pot apărea dureri de cap. Domn doctor, mă doare capul, toată stima. Îți vreo 200 de cauze care pot da dureri de cap. Deci nu specifice tensiuni. Amețel. Păi amețit pot să fiu că n-am dormit bine azi noapte. Pe bune, n-am dormit bine azi noapte, n-am dormit nici după masă, pot fi amețit și eu. Deci nu neapărat să am tensiune. Deci nu-i specific. Sau, țiuituri în urechi. Cel mai frecvent datorită faptului că mi se înfundă un vas în zona temporală. Cel mai frecvent, dar nu întotdeauna. Ei bine, tensiunea poate să dea așa ceva, dar nu-i specific. Tulburări de vedere, muște volante. Poți să ai tensiunea chiar prea mică și ai să ai simptomul ăsta. Sau, senzație de oboseală. Păi dacă nu suntem obosiți, mai ales în ziua de astăzi, muncim de noi adevărat și pe salar nu prea mare. Sau, dureri în zona inimii. Iar nespecific. Însă, primul simptom la hipertensiune poate fi o paralizie sau chiar decesul. Deci poate evolua, repet, ani de zile, decenii întregi, fără nici un simptom, iar primul simptom nu mai este timp de alarmă, avertizare sau intervenție, poate fi paralizie sau deces. Deci hipertensiunea arterială, aduceți-vă aminte ce v-am spus aseară, când vorbeam despre dislipidemie. Hipertensiunea arterială, la fel ca și dislipidemia, nu doare și nu dă scurgere de sânge cel mai adesea, dar poate fi fatală, brusc și dintr-o dată. Mare atenție! Există persoane care au hipertensiune arterială de 5 ani, de 10 ani, de 20 de ani, care iau buline, adică pastile,
zi de zi, pentru a menține valorile tensiunii arteriale. Și aceste persoane știu că au hipertensiune arterială. La un anumit moment dat, însă, aceste persoane simt că le doare capul. Și spun în gândul lor, băi, mi-a crescut tensiunea, mai iau o pastilă. Dar mare atenție! Simptomele tensiunii prea mici sunt identice cu simptomele tensiunii prea mari. Și dacă o persoană care are hipertensiune ia pastilă fără să-și verifice anterior tensiunea și în momentul acela tensiunea era prea mică, dând acelea simptome ca tensiunea prea mare, acea persoană riscă să-i pice de tot tensiunea. Deci nu tratați orb hipertensiunea arterială. Dacă aveți anumite manifestări, măsurați-vă tensiunea arterială și abia atunci interveniți, dar mai exact, fiți liniștiți că de-aia au fost puși doctorii, unde au fost puși, consultați un doctor pentru a vă trata. Deci, singurul care tranșează este tensiometru și nu tratați manifestările tensiunii arteriale, chiar dacă aveți tensiune arterială de 20 de ani, în mod orb. Vă spun, este foarte simplu să vă deprindeți fiecare dintre dumneavoastră să măsurați valorile tensiunii arteriale și chiar v-aș recomanda în fiecare familie să existe un tensiometru verificabil metrologic și periodic să vă obișnuiți să vă măsurați tensiunea arterială. Nu vreau să generez isterie în masă să măsurăm tensiunea de 10 ori pe zi, dar este suficient dacă nu avem probleme cu tensiunea, o dată la 2 săptămâni, o dată pe lună, o dată, cam la intervalul ăsta, să facem măsurători ale tensiunii arteriale. Hai să vedem câteva dintre complicațiile tensiunii arteriale. Chiar dacă homocisteina înfundă vasele mai periculos de 11 ori decât colesterolul, chiar dacă acidumiristic de 2 până la 4 ori înfundă vasele mai puternic decât colesterolul, totuși hipertensiunea arterială se consideră ca fiind cel mai puternic factor de înfundare a vaselor. Deci este cel mai periculos factor de risc cardiovascular. Deci ateroscleroză egal înfundare de vase. Însă, un lucru e foarte interesant este că înfundarea vaselor nu se face perfect simetric niciodată, în anumite situații, în diabet se poate face așa ceva, se face, cum vedeți aici, este înfundat vasul jos, dar în rest e în regulă. E, o tensiune brusc crescută sau valori ale tensiunii, cum am spus la începutul prezentării, cu diferențiala mare, pot să-mi desprindă un fragment din acesta. De colesterol, de pe vase, și acel fragment să fie luat în torentul sangvin și în acel moment el se va opri unde calibrul vasului a scăzut. Și practic va pune un dop. Când s-a pus dop, se numește infarct. Dacă noi suntem obișnuiți ca infarctul întotdeauna să-l asociem cu inima, vreau să vă anunț că infarct se poate face la rinichi, se poate face la intestine, se poate face la creier, se poate face în orice zonă a corpului. Deci, mare atenție, embolie din placă de aterom înseamnă desprindere de fragment și aruncare în vase cu risc major. De asemenea, înfundându-se vasele, practic orice organ al corpului nostru va avea de suferit, tocmai datorită faptului că nu mai primește sânge suficient. Anumite vase, în special vasele mari care pleacă de la inimă, pot să se dilate periculos ca un balon și pot să explodeze. Se numește anevrismul articural. Anevrismul arterial, pardon. Vreau să mai spun ceva. Inima, pe măsură ce tensiunea crește, se compară cu un culturist. Ea se dezvoltă, devine tot mai mușchiuloasă, până când la un anumit moment dat cade fleașcă. Și când a căzut se numește insuficiență cardiacă. Mai departe, pot exista neregularități ale bătăilor cardiace.
foarte periculoase pentru o inimă bolnavă. Inima trebuie să bată regulat și nu neregulat. Ei bine, hipertensiunea arterială poate fi factor de neregularități ale inimii. Infarctul miocardic, insuficiența renală cronică. Și nu în ultimul rând, trebuie să reținem faptul că o hipertensiune arterială persistentă și netratată ne poate scădea speranța de viață cu cel puțin 10-20 de ani, dacă nu chiar mai mult. Mergem mai departe. Mare atenție la acest diapozitiv. Un sfert dintre cauzele care duc persoanele în infarct miocardic, deci infarct la inimă, sunt datorate hipertensiunii arteriale. 28%, deci puțin mai mult de un sfert, dintre persoanele care sunt băgate în dializă, sunt băgate în dializă de hipertensiune arterială. 22% din persoanele care intră în dializă intră datorită diabetului zaharat. Deci doar prin două cauze sunt jumătate dintre persoanele care intră în dializă. Mai există o boală inflamatorie dată de un microb, se numește glomerulonefrită acută. Dă tot 25% din cauze, deci suntem la 75% din cauze, și mai există rinichiu polichistic care merge cu 20%. Deci 28 cu 22 cu 25 cu 20, deja am ajuns la peste 95% din cauze, numai prin 4 boli. Deci, repet, hipertensiunea și diabetul trimit jumătate din pacienți în dializă. Mare atenție! 35% dintre cauzele de accident vascular cerebral cu paralizie sau cu deces sunt datorate hipertensiunii arteriale și, nu în ultimul rând, rețineți că jumătate din cazurile de insuficiență cardiacă sunt date tocmai de această boală numită hipertensiune arterială. Cum se face tratamentul acestei boli? Tratamentul acestei boli presupune măsurarea tensiunii arteriale repetat, tentarea prin discuții domestice cu pacientul să-și schimbe modul de viață, iar dacă acesta nu dorește în ruptul capului, nu ai ce face, le dai pastile. Dar pastilele, vom vedea că pastilele nu vindecă tensiunea. Aproape sigur în această sală există persoane care iau tratament împotriva tensiunii arteriale și vreau să le întreb, chiar dacă fac constant continuu de 10 ani tratament de tensiune, au scăpat de această boală? Răspuns nu. Deci tratamentul nu vindecă această boală. Vreau să mai repet o dată rugămintea, se pare că eu am zis, eu am auzit, închideți mobilele. Vă rog frumos. Vă mulțumesc. Mai departe. Sunt anumite situații particulare referitoare la tensiune arterială și particularități referitoare la această boală cu totul specială, la terapie, la pacient și la medicul curant. Anume, rețineți faptul că hipertensiunea arterială este o boală crunt subdiagnosticată. Deci se diagnostichează aproximativ 10% cel mult dintre pacienții care au hipertensiune arterială. Iar dintre toți pacienții cu hipertensiune arterială, doar 3% ating valorile țintă de sub 140/90. De ce? Foarte interesant. În momentul în care, și asta e logic, am o boală, orice boală, iau un anumit tratament, cum se așteaptă pacientul să se simtă? Logic, mai bine, corect. Ei, uite că în momentul în care un pacient, să zicem, care are tensiune 250 cu 150, tensiune atroce, începe să ia tratament, el anterior tratamentului se simțea excelent, după ce ia tratament se simte mai rău. Hopa. De cum așa? Deci eu să iau tratament ca să mă simt mai rău. Păi nu sună. De ce se simtă mai rău? Tocmai datorită faptului că
creierul acelei persoane a memorat, greșit, ca fiindu-i normală acea valoare uriașă de tensiune. În momentul în care tensiunea arterială îi scade, scade și presiunea de perfuzie la creier. Și persoana ajunge să se simtă, atenție, mai rău, chiar 7, 10, dar nu mai mult de 14 zile. Păi stai puțin, cum adică? Eu iau tratament, dau bani și mă simt mai rău? Concluzie, nu mai iau tratament. Simplu. Însă, tensiunea zboară la loc. Deci, tensiunea va fi scăzută progresiv și în trepte. Vreau să vă atrag atenția asupra faptului că, datorită unui arsenal terapeutic covârșitor pentru această boală, personal consider că nu există doctor pe teritoriul României să nu poată scădea orice valoare tensională în următoarele 5 minute. Părerea mea. Dar dacă va face acest lucru, pacientul în cel mai fericit caz intră în sincopă, deci cade, dacă nu chiar și moare. De aceea, valorile tensiunii arteriale se scad ușurel pe măsura toleranței, în primul rând cerebrale, pe măsura toleranței cardiace, pe măsura toleranței pacientului, în trepte și nu de pe azi pe mâine, m-am dus la doctor cu 250 cu 150. Păi de mâine eu vreau să am tensiunea normală, păi de aia m-am dus la doctor. Foarte bine, o să ai normală, dar o să mori. Pentru că tensiunea arterială se scade ușurel, chiar în luni de zile, dar minim într-o lună de zile, de la valori foarte, foarte mari de peste 200. Doi la. Cum am spus, terapia îl face pe pacient să se simtă mai slăbit. Păi stai bine, eu dau banul, mă simt mai slăbit. Trei la. Pacientul este obligat să tot revină la control. Pacientul este stresat permanent. Dacă mai are și pe cineva care să-l ciocănească la cap, nicio problemă, tot timpul stresează-l, chinuie, du-te și ia tratamentul, du-te și fă tratament. Bun. Ideea de a lua continuu, zi de zi, fără pauză, ani de zile, repet, zi de zi, fără pauză, ani de zile, tratament de tensiune, nu știu cam câți pacienți sunt de acord să facă treaba asta. Dar așa se ia tratamentul medicamentos pentru tensiunea arterială. Repet, zi de zi, fără pauză, ani de zile. Mai departe. Pacientul se simte obligat să facă ceva ce nu dorește. Mai departe. De multe ori se apelează la scuze. Cum v-am spus? Păi dacă și taică mi-a avut tensiune și a ajuns 70 de ani. Că după aia i-a pușcat un vas și a murit, asta nu se spune. Dacă și mama a avut tensiune, dacă și bunicii, păi eu am moștenire genetică, eu ce să fac? E, uite că nu-i chiar așa. Păi, există de multe ori foarte mulți cunoscători, între ghilimele, bă, ce trebuie să iei tu atâtea buline? Prea multe, prea toxice. Și fiind foarte mulți cunoscători, între ghilimele, din familie, pacientul astăzi ia, mâine nu mai ia, iar ia, iar nu ia. Și își aburește tensiunea. Și când a luat, tensiunea scade, când n-a luat, tensiunea urcă, iar scade, iar urcă, apare faimoasa și frumoasa tensiune oscilantă. Eu când aud de tensiune oscilantă, nebunesc. Există două cauze mari și late pentru tensiunea oscilantă. Ori pacientul nu ia tratament, ori doctorul e prost. Deci alte cauze nu există. Deci dacă există doctor competent și pacient care aderă la tratamentul pe care acesta îl prescrie, nu există tensiune oscilantă decât în 2-3 la 10 sau 100 de mii de locuitori, acea boală de care v-am spus, tumoră de glandă suprarenală cu descărcare de pulsuri de adrenalină. Dar acea boală personală, deși mi-am făcut lucrarea de diplomă cu hipertensiune arterială, nu am întâlnit de 16 ani de când sunt doctor un pacient de genul ăsta. Este fioros de rară. Deci această boală, ca idee, trebuie să o cunoaștem noi doctorii, ca idee v-am menționat-o. Deci rețineți acel aspect. Hai să urmărim puțin acest tabel, această comparație. Ce presupune în tratamentul hipertensiune arterială tratamentul medicamentos, respectiv tratamentul nemedicamentos, sau mai exact, schimbarea stilului de viață. Tratamentul medicamentos nu este întotdeauna necesar.
Foarte interesant. Nu rezolvă cauza bolii. Am tensiune, o scad. Vine o bătrânică la doctor, vai domn doctor ce obosesc când merg la deal. Păi du-te maică la vale. Deci ăsta este tratamentul medicamentos. Deci nu acționează pe cauză, acționează pe efect. Hai departe. Nu vindecă boala. Ați auzit prin medicamente un pacient cu tensiune, a luat 20 de ani tratament de tensiune, dar s-a terminat tratamentul și pacientul e vindecat. Ați auzit? Eu n-am auzit. Dacă îmi găsiți unul, toată stima, o să-l public. Eu n-am întâlnit. Și mi-am făcut lucrarea diplomă cu hipertensiune arterială. Și vă spun public că pe hipertensiune arterială, eu, Călin Mărgineanu, o cunosc mai bine decât pe nevastă mea. Deci, pe bune, deci am experiență foarte bună în tratamentul hipertensiunii arteriale. O cunosc mult mai bine ca pe soția mea. Deci această boală nu se tratează prin medicamente. Se mențin valorile tensionale la o anumită limită, dar nu este tratată. Tensiunea este controlată, deci nu este tratată. Tratamentul medicamentos acționează deci superficial, acționează, începe să intre în acțiune cel mai adesea preparatele de forță apărute în ultimul timp, după aproximativ jumătate de oră, la două ore forța și pot fi anumite preparate care merg chiar la 24-36, excepțional este un preparat care merge la 48 de ore. Costă. Efectul, cum am spus, de regulă între 6 și 24 de ore. Nu trebuie să vă spun, știți și dumneavoastră. Tratamentul în hipertensiune arterială, cu cât dozele de medicament sunt mai mari, există efecte adverse. Deci cu asta sunteți de acord cu mine. Mai departe. Trebuie administrat, repet, zi de zi, fără pauză, ani de zile. Mai departe. Transformă pacientul într-un consumator cronic de medicamente. Dar aici este skepsisul. Nu face apel la schimbarea modului de viață. Deși costă, trebuie să le azim, are efecte adverse. Nu-i tratează tensiunea, nu-i schimbă modul de viață. Dragul meu, ai anumite pofte, ai anumite, un anumit mod de viață eronat. N-ai decât, urmează-l, dar ia bulina. Acesta este tratamentul medicamentos. Deci nu determină renunțarea la ghilimele plăcerile păguboase ale vieții, reduce calitatea vieții și surprinzător este acceptat de aproximativ 98-99% din pacienți. Însă, tratamentul nemedicamentos, adică schimbarea din temelii a stilului de viață. Ce înseamnă? Nu obligă pacientul să dea bani. Dacă e gratuit și natural, ce efecte adverse are? Răspuns, niciuna. Mai departe. Trebuie administrat însă și acesta zilnic toată viața. Adică am renunțat la anumite plăceri păguboase ale vieții, însă renunțarea va trebui să fie pe viață. Deci îmi schimbă modul de viață. E, pe chestia că îmi schimbă modul de viață, este acceptat de cel mult 2% dintre pacienți. Din fericire, dar din păcate pentru pacienții care nu acceptă acest lucru, presupune ameliorarea netă a calității vieții, pacientul va fi sănătos și nu va fi bolnav. Din păcate, acest lucru nu este acceptat. Tratamentul în hipertensiune arterială presupune, momentan cunoscute, există 11 clase de medicamente, fiecare cu 1, chiar cu 11 membri. Nu vreau să vă aud spunând, păi stai puțin, vecine, eu am fost la doctorul Ț, mi-a dat un tratament pentru tensiune, m-am dus la doctorul Y, mi-a dat alt tratament de tensiune. Bă, dar doctorii ăștia abar n-au dumne pe ce le metresc. Problema următoarea. Din aceste clase care vi le-am enunțat și sunt vreo 11 clase terapeutice, am stat frumos acasă și m-am stors și eu personal cunosc 60 de medicamente de tratare a tensiunii. 60. Am experiență foarte bună cu vreo 7. Deci în funcție de experiența fiecărui doctor în parte,
acesta vă poate prescrie unul sau alt medicament foarte bun. Deci, când am o paletă așa de largă, repet, eu cunosc 60 de medicamente de tensiune, dar nu înseamnă că astea sunt toate. Dar pot fi și peste și un medic să vă prescrie un tratament perfect pentru tensiune. Deci nu trebuie obligatoriu ca doi doctori să dea același tratament în tensiune. Deci rețineți la acest aspect. Dar care este mesajul? Vedeți ce frumos zâmbește la dumneavoastră. Spune, omule, ia cât mai multe pastile. Trăiește pe mai departe așa cum vrei. Ești liber. Însă, care este mesajul? Voi trăi și eu pe lângă tine. Și de asemenea, vei depinde și vei deveni dependent de mine. Nu e așa că doriți ca și noi să trăim pe lângă dumneavoastră. Nu vă este milă de noi. De ce să vă schimbați modul de viață? Lăsați-ne și pe noi să trăim. Lăsați-i și pe farmaciști. Lăsați toată industria farmaceutică să trăiască. Și de asemenea, dacă dumneavoastră trăiți, cum am spus, cu 10-20 de ani mai puțin, aveți toate șansele să nu prindeți pensia. Și dacă nu o prindeți, veți fi o ușurare pentru statul român. Nu pe bune. Deci gândiți-vă foarte serios la aceste aspecte. Deci gândiți-vă în primul rând la noi, dar gândiți-vă și la statul român. Nu fiți egoiști cum sunt eu, cu un mod de viață linie, păi eu vreau să prind pensie. Eu dacă ies la pensie la 65 de ani, după 40 de ani de muncă, iar media bărbaților din România de viață este 69, adică cum? Eu am muncit 40 de ani ca să primesc 4 ani pensie, apoi să o credeți voi. Ei, eu am grijă ca prin stilul meu de viață să prind pensie. Mă rog, Doamne ferește, mă calcă ceva. Dar eu am grijă. E, pentru asta am venit la dumneavoastră, la Piatra Neamț, să vă ajut, să vă arăt ca să luați și dumneavoastră pensie. Să vă bucurați de o bătrânețe liniștită, fericită, dar mai ales sănătoasă. E, dacă vreți să ne faceți fericiți, toată stima și noi trebuie să trăim. Uitați-l ce fericit este. Ce zâmbet frumos are. Uitați-l și nu cumva să uitați acest diapozitiv. Mergem mai departe. Dacă o persoană are valori ale tensiunii arteriale de peste 180 mm mercur, mă refer la tensiunea aia mare, deci sistolica, este comparabil cu o persoană care ar sta cu o flacără de sudură autogenă pe o canistră din plastic cu gaz petrolier lichefiat. Deci la peste 180 mm coloană de mercur, vasele de sânge de pe creier pot să explodeze în orice secundă și în secunda următoare. Dacă n-au făcut-o, să știți că sunteți iubiți foarte tare de Dumnezeu. Deci atenție mare la acest lucru. Nu uitați niciodată, cea mai mare frecvență a evenimentelor, ce s-a alea, infarct, paralizie, în special astea, mai sunt și altele, au loc în intervalul orar 4-6 dimineața. De ce? În acest interval, datorită faptului că noi dormim profund cel mai mult în aceste ore, în acest interval, scurgerea sângelui scade, suplimentar crește puțin coagularea sângelui și se pot face în microcirculație niște cheaguri. O mică paranteză. Vă spuneam că una dintre odioasele gogoși care se spun despre vegetarianismul total este că nu conține vitamina B12. Odioasă gogoșă. Dar știați totuși că vegetarianii totali au un deficit de o anumită vitamină? Și știați că taman deficitul ăsta este un beneficiu major pentru sănătatea lor? Știți care e asta? Vitamina K. Deci vegetarianii total au un deficit chiar de 40, unii susțin 60% de vitamină K. Ei bine, sângele, prin definiție, la o persoană vegetarian totală, se coagulează mai rar, chiar dublu timp de coagulare. Pe chestia asta, vegetarianii total, având timpul de coagulare, șansa ca ei să facă infarct, accident vascular cerebral, este ca și zero. Deci un beneficiu major. De ce v-am spus de intervalul orelor 4-6 dimineața?
Pentru că dacă dumneavoastră urmați tratament de hipertensiune arterială cu anumite medicamente, asigurați-vă că acele medicamente, la acele ore, repet, 4-6 dimineața, au dozaj eficient. Cu alte cuvinte, folosesc, să zicem, medicamentul meu favorit, nu știu cine mi-l va scoate din cap, se numește Kinapril, cu Q să scrie. Părerea mea că este cel mai bun medicament de tensiune care s-a inventat vreodată. Părerea mea, admit să fiu contrazis. E, medicamentul acesta are efect de 24, unii zic de 36 de ore. E, dacă are efect de 24 de ore și le iau dimineața, până a doua zi dimineața, la ora 4-6, efectul lui s-a cam dus. E, dacă iau acest medicament însă seara, la ora 4-6 dimineața, efectul lui este de forță, protector, și până a doua zi seara, treaba este în regulă. Deci, repet, asigurați-vă că medicamentele pe care le luați să aibă la acele ore de maxim risc efectul scontat. Și acum mai este o problemă. Există persoane care, cum am spus astăzi, că am avut o anumită prezentare într-o anumită locație și am spus că sunt persoane care merg la nuntă. Păi stai, dragă, dacă m-am dus la nuntă și am dat darea, apoi să-i fac o pagubă. Și fac o pagubă. Și am mâncat, acu s-a dus pe cadran de nu știu câte ori și am mâncat, cum se zice în Banat, că bag degetul. E, după ce am făcut lucrul acesta, ajung acasă. Când am mâncat la nuntă? Seara. Deci n-am văzut persoana care să facă nuntă dimineața. Seara. Bun. Ajung la acasă. Când am ajuns acasă, ce fac? Mă culc. Corect? Corect. Însă ajung în perioada orelor 4-6 dimineața. Vasele mele și așa s-ar putea să fi fost înfundate. Eu m-am îmbuibat cu mâncare. Viteza sângelui a scăzut, coagularea a crescut, însă stomacul meu este full de mâncare. Și atunci se ia sânge din anumite zone și este redirecționat spre tubul digestiv, pentru absorbție. Corect? Corect. Luându-se sângele din anumite zone, chiar dacă viteza a scăzut, coagularea a crescut, sânge rămâne foarte puțin în zone esențiale și vasele pot colaba. Când au colabat, s-a făcut infarct sau s-a făcut accident vascular cerebral. Și nu de puține ori, deci asta nu trebuie să mă credeți pe mine, uitați-vă la televizor și vedeți că, virgulă, cu ocazia, ghilimele, sărbătorilor, după un post prelungit, când se intră frumos în sarmale cu carne de porc și treburi serioase, și cu un vinișor pe lângă, că altfel nu curge sarmaua, în cazul acesta vedem plouă la urgență cu cazuri de infarct și cu cazuri de paralizie. De ce? Intervalul orelor 4-6 dimineața. Am discutat despre conceptul acesta de hipertensiune arterială oscilantă. Sfatul meu, competent, zic eu, este să vă jucați cu cine doriți, și cu pisica, și cu cine doriți, și cu mine. Nu vă jucați cu tensiunea arterială. Vă poate fi fatală, de nu-i adevărat, și în secunda următoare. Deci nu vă jucați cu tensiunea arterială. Tratamentul nemedicamentos de această dată, ce presupune? Se va exclude, practic, orice aliment, am numit așa, petrol sau motorină, din viața mea. Excesul de sare. V-am spus și aseară, și atât o să vă spun până o să vă sec, dacă vreți să vă înfundați vasele cât mai repede, dacă vreți să faceți cancer, dacă vreți să îmbătrâniți cât mai repede, nu cumva să scape vreun aliment neprăjit în bucătăria dumneavoastră. Deci prăjiți tot ce prindeți și vă garantez că vă înfundați vasele de nu se poate, faceți cancer și alte probleme. Și ați văzut ce fericit era colegul meu, doctor. Afumăturile, carnea grasă, recordmenii în colesterol, sunt trecuți pe acest diapozitiv, recordmenii în acid miristic, se vor exclude viciile. Foarte multe persoane încep să protesteze când vin la mine ca la cabinet și spun: domnul doctor, stați-o. Păi de-aia nu, de-aia nu, de-aia nu. Păi ce viață e aia, domn doctor? Și atunci eu încep să le spun: dragul meu,
Să nu mai treci pe la doctor. Să nu mai treci pe la farmacie. Farmacist. Ce viață ai, Domnul meu? Ce viață ai? O altă problemă. De ce nu vă puneți problema? Sunt convins că din această sală, o bună parte dintre dumneavoastră aveți mașini. Așa este? Așa este. E, când v-ați cumpărat prima oară, să zicem, un Logan pe benzină. Am eu ce am cu Loganul pe benzină. Mă rog, mi s-a pus mie pata. E, când ați mers și v-ați cumpărat dumneavoastră Loganul pe benzină, ce l-ați întrebat pe reprezentantul de la firmă? Dragul meu, așa-i că pot să pun și apă în rezervor? Poftim? Așa-i că din când în când pot să mai bag și câte un pumn de pământ? Poftim? Nu pot să fac asta? Păi lasă-mă, nene, de eu nu iau asemenea mașină. Ce mașină e aia să nu poți pune apă în rezervor? Să uită omul la mine, bate o sfântă cruce, asta e, săracul, a luat-o pe ulei. E, așa este și cu organismul uman. Organismul uman a fost creat să meargă pe anumite alimente. Singurul lucru rău, și greșesc spun asta, este că Dumnezeu ne-a făcut prea bine și pentru faptul că ne-a creat prea bine, pe mulți dintre noi ne încurajează ca dacă noi ar trebui să funcționăm pe benzină, noi funcționăm decenii în șir pe păcură. Și acest lucru pe noi ne încurajează spre dezastru sănătății noastre. Dar mulți dintre noi, indiferent de vârstă, dacă revenim pe benzină, ce înseamnă benzină? Legume, leguminoase, fructe, cereale, semințe și gata, beneficiile vor fi majore pentru sănătatea noastră a tuturor. Combateți sedentarismul cu hotărâre. Primul anunț foarte important pe care vreau să vi-l dau în această seară, deci nu am venit la dumneavoastră să vă vând utopii. Vă vând, nu vă vând. Vă transmit idei clare, idei de urmat și idei sigure verificate. Dieta vegetariană totală are capacitatea de a scădea tensiunea arterială în ritm de 1, sunt situații 2, centimetri coloană de mercur pe lună. Sunt situații însă în care scăderile sunt și mai accentuate. Am cunoscut pacienți care au intrat în cură naturală anticancer. Și au intrat în cură naturală anticancer având valori ale tensiunii prin pod. Și valori ale tensiunii prin pod menținute cu pastile, că altfel era jale. Și au venit la mine după perioade foarte scurte, fără să mai ia pastile cu tensiuni de 110/60. Domn doctor, ce mă fac? Stai liniștit, că se stabilizează. Și acolo a înțepenit. Deci sunt situații și nu rare când scăderea tensiunii arteriale poate fi și mai accentuată decât acest 1-2 cm coloană de mercur pe lună. Mai departe. Alt anunț foarte important. V-am spus, alimentația medaliatul cu argint al sistemului de sănătate. Dar medaliatul cu aur al sistemului de sănătate este cel mai puternic factor cunoscut de scăderea tensiunii arteriale și, atenție, singurul care merge pe toate mecanismele hipertensiunii arteriale. Adică, ce am spus eu despre hipertensiunea arterială la început, mai țineți minte? Sunt patru mecanisme. Primul, inima bate prea repede, da? Exemplu, marea noastră campioană, persoanele de vârsta mea și peste, nu se poate să nu fie auzit de ea. Stimata doamnă care a făcut României un mare beneficiu, o mare campioană, un sportiv de excepție, mai și ca puică. Așa e că ați auzit de ea. Așa e, corect. Știți ce puls avea de repaus? 48. O inimă antrenată bate mai rar, dar mult mai amplu și cu randament sporit. Există cicliști de performanță care au ajuns să aibă puls de repaus 27. Atenție! O inimă foarte antrenată, o inimă care bate foarte amplu, dar mult mai rar. Deci exercițiu fizic, primul mecanism în hipertensiune arterială, creșterea frecvenței cardiace. Primul mecanism lovit de exercițiu fizic, scăderea frecvenței cardiace. Al doilea mecanism. Exercițiu fizic, hai să iau altfel. Al doilea mecanism, înfundarea vaselor de sânge. Rețineți, vom accentua acest aspect în clasa a șasea, sau mai exact în seara a șasea,
când vom vorbi despre acest maestru numit, sau împărat numit exercițiu fizic. Vă spun încă de acum, exercițiul fizic este cel mai puternic factor de desfundare a vaselor. Deci, vasele se înfundă, apare hipertensiune arterială, exercițiu fizic eficient, care e ăla, am spus de aseară, și gâfâială, și transpirație, și puls peste 100. Dar 60-90 de minute pe zi, 5-6 zile pe săptămână. Am spus de aseară și o să mai repet. Închid paranteza. Deci, al doilea mecanism. Al treilea mecanism. Când fac exercițiu fizic eficient, atenție, și gâfâială și transpirație. Perfect. Transpirația. Ce gust are? Sărat. Hopa. De unde îi sare aia? Din vasele de sânge. Deci scoate sare de acolo și ce mai scoate? Apă. De ce să iau eu tratament diuretic care îmi scoate? Da, îmi scoate sare. Dar dumneavoastră știți că îmi scoate și vitamina C și toate vitaminele B și cupru și mangan și zinc? Asta știți? Păi nu știți. Atenție. Deci exercițiul fizic face și asta. Și capac la toate, exercițiul fizic acționează și pe al patrulea mecanism pe creier, fiind prin anumite substanțe pe care le produce, puternic calmante, fiind un factor de liniștire și de calmare. Deci exercițiul fizic este singurul pe care Dumnezeu l-a lăsat, care, vă spun, ca să faci exercițiul fizic este foarte complicat. De ce? În primul rând, trebuie să mergi la medicul de familie. Îți dă rețetă. Mergi la farmacie. Îți eliberează niște exercițiu fizic. După care trebuie să-l iei cu anumită periodicitate. Nu-i așa? Nu? Interesant. Eu așa știu. Deci, exercițiul fizic este gratuit și poate tocmai de aceea este așa de dezapreciat. Un singur medicament acționează pe trei mecanisme, în rest, cele mai puternice pe două sau pe un singur mecanism al hipertensiunii arteriale. Alți factori cu acțiune în, conjugată implicați în scăderea tensiunii arteriale. Facem și ce facem și dăm cu capul în soia. Să vedeți ce o să dăm mâine seară cu capul în soia când vom discuta despre calciu și produsele lactate. Dar soia e produs lactat? Nu. Dar ajută la fixarea calciului. Vă spun de pe acum. Alimentația bogată în fibre vegetale. Alimentația bogată în magneziu, adică alimente care sunt de culoare verde sau frunze comestibile de culoare verde. Usturoiul conține substanțe, pentru cine are tensiune a auzit de aceste medicamente, asemănătoare cu captoprilul și enalaprilul. Normalizarea greutății corporale, un factor foarte important. Iar vreau să atrag atenția foarte serios. Dragi, dacă vă doare capul, există un obicei extrem de, hai să nu zic catastrofal, dar extrem de păgubos, mă doare capul, iau un antinevralgic. De ce am zis antinevralgic? Pentru că acest antinevralgic, n-am absolut nimic, este un medicament foarte bun, Doamne ferește, dar conține cafeină. Și dacă mă doare capul că mi-a crescut tensiunea și eu iau antinevralgic care are cafeină, tensiunea zboară și poți să împuști un vas la creier. Dragii mei, nu cumva să faceți așa ceva dacă aveți tensiune arterială. Dacă nu știți că aveți tensiune arterială, puteți să vă riscați chiar viața. Mergem mai departe. Un concept dezastros. Mi s-a întâmplat nu odată. Vine pacientul la mine, domnul doctor, am venit să-mi luați tensiunea. Cu alte cuvinte, eu i-am luat tensiunea, pacientul a plecat fericit pentru că eu i-am luat-o și el a plecat fericit, satisfăcut acasă. După ce eu i-am luat tensiunea. Dragii mei, doctorii, în caz că nu știți, măsoară tensiunea și nu iau tensiunea. Deci, există acest concept catastrofal pe care măcar de 3-4 ori pe săptămână l-am întâlnit când am fost doctor de familie, dar nu numai, domn doctor, luați-mi tensiunea. Eventual pacientul se informează, eventual pacientul se mai miră, vai,
vai, ce valori mari de tensiune. Dar credeți că face ceva? Nici vorbă. Așa? Și pleacă liniștit omul acasă, că doctorul i-a luat tensiunea. Nu neglijați, nu amânați și nu tratați cu indiferență o hipertensiune arterială, pentru că vă poate costa viața această boală având un risc vital permanent. Însă, așa cum v-am spus și până acum, această boală este radical curabilă printr-un tratament atât farmacologic cât și nefarmacologic. Însă, la valori de peste 180 pentru tensiune arterială sistolică sau aia de contracție, recomandarea numărul 1 sunt pastilele și ulterior, după ce tensiunea a fost stabilizată, se face apel la schimbarea modului de viață. Vreau să vă atrag atenția foarte serios. Există persoane care fac infarct. Dacă vine o persoană cu infarct, nu o să-i spun să nu mai mănânce record menacid miristic, că la moare. Deci, întâi de toate, intervin medicamentos și după aia am eu timp să-i spun ce să fac. La fel și cu o persoană care are valori de peste 180 tensiune arterială sistolică. Unei astfel de persoane se intervine medicamentos, progresiv se va scădea tensiunea arterială, repet, pe măsura toleranței pacientului respectiv și ulterior se face apel, bineînțeles dacă am cu cine, la schimbarea modului de viață. Rețineți dumneavoastră faptul că tensiunea arterială este ucigașul tăcut al vaselor noastre. Deci această boală, cum am spus și am repetat-o de câteva ori, este cea mai parșivă dintre toate bolile, crescând la valori alarmante, provocând dezastre pe vasele noastre de sânge și chiar pe organe țintă, dar nefiind, practic, neputând fi identificată prin simptome specifice. Să știți că stă în puterea noastră, a tuturor, să prevenim, dar mai ales să tratăm această boală. Cum? Printr-o alimentație linie și prin exercițiu fizic. Vreau să vă spun că din această seară, începând, când voi discuta, cum am discutat în această seară despre hipertensiune arterială, voi discuta și despre alte boli, despre reumatism, voi discuta despre cancer, voi discuta despre foarte multe boli pe parcursul serilor de prezentare. Dar începând din această seară, vreau fiecare dintre dumneavoastră să aducă mulțumiri. Toată lumea se uită foarte ciudat la mine, cum adică? Deci să aduceți mulțumiri bucătarului casei. Dacă aveți hipertensiune, dacă aveți cancer, dacă aveți leucemie, dacă aveți dantura zob la vârste mici, mulțumiți-i bucătarului. Din cauza lui sunt acestea. Dacă atunci când se schimbă vremea, vă dor articulațiile de nebuniți, mulțumiți-i bucătarului. Din cauza lui sau a ei, vă dor articulațiile. Și reciproc, dacă nu aveți aceste probleme, repet, hipertensiune, cardiopatie ischemică, reumatism cronic degenerativ, cancer, leucemie și mai sunt și alte boli, diabet zaharat tip 2. Dacă nu aveți aceste boli, mulțumiți-i lui Dumnezeu pentru ce bucătar aveți acasă. Deci la orice vârstă, dacă aveți aceste boli, mulțumiți-i zi de zi bucătarul. Era să uit pietre la fiere. Mulțumiți-i pentru ele bucătarul. Nu cumva să omiteți să-i mulțumiți, din cauza lui sau a ei. Știți că soția mea gătește excepțional. A doua întrebare, ce boli ai acasă? Ai tensiune? Păi am. Ai cardiopatie ischemică? Păi am. E, uite, eu spun că gătește catastrofal. Deci din cauza bucătarului, stimate domn sau stimată doamnă, ai aceste boli. Și îți voi demonstra, stimate domn sau stimată doamnă, prezent în această sală, în această seară, îți voi demonstra pe parcursul tuturor serilor de prezentare că așa stau lucrurile. Aș vrea ca după prezentarea din această seară să nu rămâneți și dumneavoastră la fel ca aceste pisicuțe superbe. Aș vrea să luați aminte serios la schimbarea modului de viață,
pentru sănătatea dumneavoastră a tuturor. Mâine seară vom discuta împreună despre calciu și produsele lactate. Vreau să vă spun încă din acest moment că s-ar putea să aveți o foarte mare surpriză. Când am zis calciu și produsele lactate, toată lumea trage concluzia, da, normal, mi se spune pe toate posturile, consumați lapte că veți avea calciu. Ei bine, eu vreau să vă spun că mâine seară veți avea o surpriză monumentală. Și din acest punct de vedere, vreau să vă invit și mâine seară, m-aș bucura chiar cu aceeași frecvență și vreau să vă felicit că în această seară ați fost de o punctualitate demnă, mai puțin de piatra, dar de neamț, așa? Și în al doilea rând, fiecare dintre dumneavoastră sau marea majoritate v-am văzut venind cu ustensile de scris. Fiți convinși că pentru dumneavoastră notați sau pentru dumneavoastră nu notați. Fiți convinși că schimbările modului de viață pentru sănătatea dumneavoastră le veți face sau pentru sănătatea dumneavoastră nu le veți face. Sincer vă spun, dacă aș avea capacitatea să fiu vegetarian total pentru domnul din fața mea, pe bune că aș fi, dacă aș putea să fac fluturi pentru doamna din față, pe bune că aș face, nu numai 500 cât fac seara de seară, aș face 600, 100 și pentru doamna, dar nu pot. Sănătatea pot să o păstrez doar pe a mea. Ei bine, pe dumneavoastră vă pot informa doar pentru obiceiuri și să alegeți și să vă motivez să aveți obiceiuri sănătoase. Deci mâine seară, tot la ora 6, neamți, vom începe. Mulțumesc.